Adoptarea ordonanței care modifică codurile a scos mii de ploieșteni în stradă joi seara, fiind cea de-a treia zi consecutivă de proteste. Parcă mai uniți ca oricând, ploieștenii de toate vârstele au participat la un marș pe străzile municipiului. Protestul a început în fața prefecturii. Miile de oameni au parcurs apoi 9 km într-un marș de protest și au scandat lozinci prin care își arată nemulțumirea față de adoptarea ordonanței care modifică codurile penale. Protestatarii au pichetat sediul PSD Prahova, blocat centrul orașului și au mers în marș pe traseul Palatul Culturii, Bulevardul Republicii, Șoseaua Vestului, iar apoi au oprit în fața sediului DNA Ploiești și au aplaudat. Protestul s-a terminat în jurul orei 23 în centrul municipiului cu intonarea imnului României.